Despre manipulare în această seară și vom constata cum și la București și la Moscova se folosește exact aceeași rețetă. Pentru că, vă spuneam și mai devreme și vom vedea declarațiile, Muguri Sărescu acuză o sucire de minți. Spune că reprezentanții puterii folosesc numai anumite cifre, le scot din context, adevărul nu mai e valabil, nu mai există. Situația descrisă de cei care folosesc numai anumite cifre nu mai are nicio legătură cu realitatea. De aici măsurile care schimbă complet atmosfera din economie. Se fac experimente pe oameni cu buget, se fac experimente pe oameni făcând afirmații calomnioase la adresa unor instituții care sunt esențiale. Imaginați-vă că în timpul crizei din 2008 și-ar fi putut permite cineva să facă așa ceva în Statele Unite ale Americii, ar mai fi existat astăzi o economie mondială? Din fericire, România este o economie marginală și aceste lucruri nu influențează foarte grav ansamblu, dar ne influențează viața noastră. 20 de milioane de români sunt afectați de afirmațiile lipsite de bază, care iau cifre pe care le folosesc în mod aleator pentru a justifica ceea ce nu se poate justifica. Vom ajunge imediat la Muguri Sărescu, dar... Acum înțelege mai bine îndemnurile pe care consilierul economic al premierului le adresează, așa ca sarcină, Parlamentului, Guvernului, Băncii Naționale, să aibă grijă de bunăstarea românilor. Băi, să fie. Uite cine solicită așa ceva la imperativ. Nu? Nu? Și pentru asta să reducem dobânzile, ca și cum cineva să joacă cu dobânzile, ca și cum nu sunt mărimi economice. Nu? Reduceți dobânzile că uite, s-a făcut un studiu sociologic și românii nu trăiesc bine din cauza faptului că plătesc creditele. Și studiul sociologic, făcut de un mare sociolog, sună cam așa. Într-un eșantion de 1000 de persoane s-a pus întrebarea: vreți să plătiți dobânzi de 5% sau 1%? Și toți au răspuns: vrem dobânzi de 1%. Și apare dicta mai consilierul economic și zice: domne, la treabă, băieți. Hai, Parlament, Guvern, Banca Națională, la treabă, reduceți dobânzile la jumătate, ba, ne spune și cât la cât se reduce. La jumătate. Am hotărât eu. Să scoată încă o ordonanță, că văd că le scoate ușor, și să spună acolo, de mâine sau de pe 1 martie, poftim să-i dăm un interval, să trăiască românii mai bine. Mai bine și decât în Germania, eventual, că dacă nu, le punem o taxă. Ăsta este un element, domnule profesor. Declarația guvernatorului Băncii Naționale a României, i-ați auzit pe oameni râzând în sală, oamenii ăștia au citit aceleași cărți, înțeleg lucrurile la fel. La guvern? Și chiar dacă nu le-au citit, își dau seama că o astfel de întrebare este absolut irelevantă. Știm că e un fals, dar Oamenii sunt dispuși să creadă orice gogomănie. Asta este ceea ce îl surprinde pe domnul Sărescu astăzi. Surprindere care este puțin neavenită, pentru că știm că așa se întâmplă. Nu e o noutate. De exemplu, există, v-am mai vorbit parcă despre asta, conspirația lui Q. În Statele Unite ale Americii, Q este un agent ascuns din administrație, poate din serviciile secrete, care dă pe rețelele de socializare informații despre cum luptă Donald Trump împotriva statului paralel de acolo, a Deep State-ului. Oamenii au ajuns să creadă acest lucru. Culmea este însă că acest Q este un personaj dintr-un roman colectiv italian care a apărut în 1998. Deci un roman, o ficțiune absolută, cineva a preluat personajul de acolo, l-a introdus pe piața americană și mulți naivi cred până într-acolo încât în vara anului trecut un individ înarmat până în dinți a ocupat un baraj și a amenințat că l-aruncă în aer dacă nu vor fi publicate informațiile adevărate pe care Q le avea. Vă dați seama unde ajungem și dacă vă uitați din când în când la manifestațiile la care participă susținătorii lui Donald Trump, o să vedeți acel Q, care este sugestia că da, oamenii cred că luptă împotriva răului pe care niște conspiratori îl fac și evident între acest conspirator George Soros joacă un rol important, că nu doar Victor Orban îl bănuiește pe George Soros că este conspiratorul absolut.
George Soros pare să fie chintesența protocoalelor înțelepților Sionului. De aceea mulți sunt, și am mai discutat despre asta în acest studio, sunt pur și simplu oripilați de faptul că aceste idei sunt reluate cu atâta seninătate.